Halkidiki, un tărâm răsfățat de Dumnezeu, un loc în care forțele naturii au sculptat forme aproape de neimaginat, într-o armonie perfectă între pământ și mare. 550 de kilometri de coastă, pe alocuri stâncoase, ori cu golfuri izolate și grote neștiute. Trei mari peninsule, insule și insulițe, scăldate de apele limpezi și azurii ale Egeei, cu plaje întinse și nisip strălucitor sub dogoarea soarelui. Trei munți impunători, Holomontas, Itamos și Athos, câmpii și dealuri cu sol roditor. Plantații întinse de măslin din care se extrage un ulei cu gust deosebit, păduri de pin și brad, fac și stejar, renumite în antichitate pentru cheresteaua de calitate din care erau meșteșugite corăbii. Pășun cu plante aromatice și de leac, stupine cu miere dulce și parfumată de care vorbește însuși Aristotel. Sate vechi, risipite pe pante de munte ori adunate în văi înguste, cu case frumoase zidite din piatră, cu ateliere, prăvălii și taverne, cu oameni veseli și primitori. Fiecare cu specificul, sărbătorile și tradițiile sale. Toate acestea, însumate, fac din Halkidiki un loc aparte, neatins de prefacerile moderne, în care mai poți găsi tihna și farmecul vremurilor de început. Ceea ce îi conferă însă unicitatea acestei regiuni sunt tradițiile spiritual-religioase izvorâte din mileniile de civilizație și din cei 2000 de ani de creștinism. Sfântul Apostol Pavel a fost cel dintâi care a răspândit cuvântul Evangheliei aici. Așa se explică numeroasele vestigii paleocreștine, capelele mici sau bisericile impunătoare de astăzi și mai ales existența comunității monahale atonite. Agion Oros, așa numesc grecii muntele Athos. Primele așezăminte au fost întemeiate în secolul al IX-lea, în urma decretului împăratului Vasile I. În anul 963, călugărul Atanasie din Trebizonda, sfântul cuvios Atanasie Atonitul, a construit cu ajutorul împăratului Nichefor al II-lea Focas prima mănăstire, Marea Lavră. Regula sfântului Atanasie a fost impusă cu timpul, iar în secolele următoare au fost zidite alte mănăstiri. Întemeierile monahale au transformat Athosul într-unul dintre cele mai importante locuri ale ortodoxiei. Astăzi, grădina Maicii Domnului, așa cum îi spun călugării, numără 20 de mănăstiri, 12 schituri și puzderie de chilii. Fecioara Maria este ocrotitoarea Athosului, dar și a multor locașuri de cult din Halkidiki. Locuitorii regiunii o venerează în chip deosebit. Oameni și așezări îi poartă numele. Așa este și Megalipanagia, un sat tipic de munte cu străduțe în pantă, întortocheate, mărginite de case mici, cu pot de piatră vechi de secole, cu peisaje înverzite de o frumusețe deosebită. Cu puțin efort, urcând pieptiș poteca îngustă, ajungi în punctul cel mai înalt al așezării. Aici, ți se deschide întreaga panoramă și te poți bucura de toate culorile și miresmele pământului și ale pădurii. Satul se răsfiră pe pantele dealului Hticela. În trecut se numea Revenichea. Abia în 1928 și-a luat numele actual, Megalipanagia, în legătură directă cu renumitul pelerinaj închinat Preacuratei Fecioare Maria. O biserică mică din piatră cu ziduri groase, străjuită de o campanilă simplă, a fost ridicată aici. Are hramul Nașterea Maicii Domnului și este cunoscută sub numele de Panaguda. Așezământul, construit în stil bazilical, ar fi fost zidit în anul 1007. Este cel mai vechi locaș de cult din zonă și vreme de 1000 de ani a fost martorul tăcut al istoriei și al prefacerilor prin care a trecut localitatea. Interiorul este modest și auster. Doar chipurile câtorva sfinți veghează ca pacea locului să nu fie tulburată.
În fiecare an, pe 8 septembrie, credincioșii din Megalipanagia poartă icoana nașterii Maicii Domnului în procesiune, din centrul satului până sus la Panaguda. Și chiar dacă urcușul e greu, rugăciunile și cântările nu contenesc o clipă. Icoana este apoi așezată în bisericuța împodobită cu flori. De altfel, în tot anul, cei care vin aici pentru a-și împărtăși gândurile, nevoile, suferințele, dar și bucuria cu Maica Domnului, nu uită să-i aducă ofrandă flori. Maica Domnului îi primește și îi ascultă pe toți. Uneori, la Panaguda, vin grupuri de copii. Admiră peisajul, se joacă, vorbesc și cântă. Imnuri și cântări închinate Fecioarei Maria, pe care le-au învățat la școală ori la biserică. Maica Domnului îi veghează și ocrotește pe toți copiii ei, mici și mari. Așa s-a întâmplat în 1932, când a avut loc puternicul cutremur cu epicentrul la Ierisos. Sătenii au dat ascultare glasului care venea de la Panaguda și care îi îndemna să-și părăsească locuințele. Au ieșit din case și astfel s-au salvat. În urma seismului, satul a fost în mare parte distrus. În Halkidiki și mai ales la Megalipanagia, cele mai frumoase sărbători sunt cele care o cinstesc pe Fecioara Maria. Atunci au loc tradiționalele festivaluri, la care participă întreaga comunitate. Serbarea începe în zori. Copiii îmbrăcați în costume populare se adună în piața mică pentru spectacolul de dansuri tradiționale. Emoțiile sunt mari și se fac repetiții până în ultima clipă. În mod cert, importantă este participarea. Talentul și priceperea, cu siguranță, se vor vedea în timp. Și în Piața Mare se fac pregătiri pentru petrecere. Oalele clocotesc încă de dimineață, grătarele sunt încinse, mesele sunt întinse, iar lăutarii își acordează instrumentele. Rând pe rând sosesc și invitații, autorități locale, reprezentanți ai diferitelor organizații și instituții, preoți, călugări, membri ai ansamblurilor artistice și cetățeni de rând. Piața se umple și fiecare își are propriul loc și rol în această festivitate. Δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθέρων ή των ψυχών ημών. Ευλόγησον τη γλώσσα και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος υπάρχουν την οικαία ή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ούσι ευτόγευσα και πίνασαν. Odată cu binecuvântarea bucatelor, petrecerea începe. Este ocazia de a arăta cu mândrie cine sunt și ce îi definește, care este moștenirea cultural-spirituală și care sunt valorile pe care le prețuiesc. Astăzi, Megalipanagia are aproximativ 2600 de locuitori și este una dintre cele mai mari și importante localități ale municipalității Aristotelis. Majoritatea localnicilor se ocupă cu creșterea animalelor, cultivarea măslinilor, turismul agricol sau exploatarea forestieră. Pe vremuri, erau constructori pricepuți și lucrau în Athos. Erau buni țesători. Costumele populare pe care le poartă și azi sunt mărturia iscusinței lor. Mulți dintre ei erau mineri. Revenichea, cum se numea la acea vreme, era unul dintre cele 12 sate miniere care alcătuiau Mademehoria.
Avea un statut special, se bucura de privilegii și de prosperitatea pe care o asigura exploatarea zăcămintelor de plumb și de argint. La Megalipanagia, sărbătorile se încheie de regulă la biserică, pentru a aduce mulțumire Preasfintei Fecioare Maria, patroana spirituală a așezării. Și locul cel mai potrivit pentru aceasta este Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Mănăstirea este nucleul celui mai important pelerinaj închinat Născătoarei de Dumnezeu, care atrage credincioși nu doar din Halkidiki, ci din întreaga Macedonie. Așezământul a fost întemeiat în veacul al XIX-lea, într-o zonă împădurită, unde pe vremuri a existat o capelă închinată Sfântului Constantin. Biserica Mare a fost ridicată la 1863 în urma unei viziuni. La cutremurul din 26 septembrie 1932 a fost grav avariată și a fost reconstruită. Grație renumelui pe care l-a dobândit, în scurtă vreme, aici au fost amenajate chilii, spații auxiliare, galerii boltite, camere de oaspeți pentru pelerini și o curte generoasă. În fiecare an, la vremea pelerinajului, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, locul acesta este de nerecunoscut. Atunci, la micul Paște al Verii, cum îl numesc grecii, mii de oameni vin aici, se închină și se roagă într-un glas ca harul Preasfintei Fecioare să se reverse asupra lor, iar imnurile religioase se aud din depărtare. Construită în stil bazilical, biserica a fost inaugurată cu mare fast în 1863, în prezența mitropolitului de Ierisos și muntele Athos Ioannichie. Naosul adăpostește un adevărat ezaur spiritual și artistic. Iconostasul de la 1870, lucrat în lemn, este o adevărată capodoperă. Se spune că ar fi fost sculptat vreme de 7 ani de către 2 meșteri bulgari, care au făcut și tronul arhieresc. Ambonul și baldachinul Sfintei Mese sunt, de asemenea, o realizare artistică de excepție. Toți cei care pășesc în Sfânta Biserică se închină la icoana Sfinților Noi Mucenici, Rafael, Nicolae și Irina, și sărută moaștele acestora. Sfintele relicve se numără printre darurile pe care mitropolitul Nicodim le-a făcut așezământului spre binecuvântarea și sfințirea credincioșilor. În locașul de cult s-a aflat până în 1978 icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, Panagia Revenichiotisa. Această icoană, care este izvorul tuturor lucrurilor minunate săvârșite aici, are o poveste emoționantă și totodată tristă. Se spune că în luna august a anului 1860, Fecioara Maria i-a apărut în vis unei bătrâne evlavioase, Gherachina Stamu, și i-a cerut să o urmeze la capela Sfântul Constantin din apropiere. Acolo, i-a indicat locul unde trebuia să se construiască o biserică. I-a spus că dacă locașul nu se ridica, o molimă se va abate asupra oamenilor și animalelor. Fecioara i-a dat și un ban de aur cu care să atingă pe cei bolnavi pentru a se însănătoși. Bătrâna le-a povestit mai marilor satului de porunca Maicii Domnului, dar nu a fost crezută. Boala grea a lovit comunitatea. Înțelegând că sunt pedepsiți pentru necredința lor, sătenii, în frunte cu mitropolitul, au început să sape în locul indicat pentru temelia bisericii. La câțiva metri adâncime, au dat peste o icoană a Fecioarei. După descoperirea acesteia, minuni fără număr s-au petrecut și mulți oameni, bolnavi, nevoiași, ori posedați de demoni, au aflat alinare. Vestea miracolelor s-a răspândit cu repeziciune în toată Grecia, și mulți au fost cei care au venit în pelerinaj. Spre cinstirea icoanei a fost ridicată Biserica Mare, iar așezarea și-a luat numele Megalipanagia. De atunci, credincioși din toate părțile răspund chemării Maicii Domnului și vin la rugăciune în Sfântul Lăcaș.
Harul și binecuvântarea Preacuratei Fecioare Maria nu au contenit să se reverse asupra oamenilor și locului. Chiar și atunci când icoana minunată a părăsit biserica în vremea războiului civil pentru a fi protejată. Chiar și după ce, în noaptea de 17 aprilie 1978, pe o furtună cumplită, mâini criminale au smuls-o din ferecătura iconostasului și pierdută a fost în întuneric. La 3 ani de la furt, în iconostas a fost așezată o altă icoană, la fel de veche și valoroasă. În ciuda cercetărilor stăruitoare, până astăzi nu se știe nimic despre soarta Panagiei Revenichiotisa. Permanent se fac rugăciuni speciale pentru găsirea acesteia. În 2008, mitropolitul Nicodim i-a îndemnat pe pelerinii și enoriașii pioși să ceară cu lacrimi fierbinți iertare Maicii Domnului și, cu nădejde, să o implore să facă un al doilea miracol pentru aflarea Sfintei Icoane. Minunile continuă și în zilele noastre la mănăstirea Megalipanagia și multe sunt legate de izvorul sfânt care curge în capela de sub curte. Se spune că atunci când a fost dezgropată icoana, mitropolitul a turnat imediat peste ea apă din belșug. Această apă sfințită curge și astăzi, în aceeași cantitate, chiar sub sfântul altar și, prin conducte, ea este direcționată în locul special amenajat, sub curtea bisericii, pentru a facilita accesul credincioșilor. De la un capăt la celălalt al Greciei, 1000 de lăcașuri de cult îi sunt închinate Fecioarei Maria. Dacă mănăstirea Adormirea Maicii Domnului este unul dintre ele, la 4 km distanță este Biserica Preasfintei Fecioare Ocrotitoarea tuturor, iar la 7 km este Casa Monastică Maica Domnului Bucuria celor Necăjiți. În curtea așezământului, în apropierea izvorului, se află Biserica Sfântului Atanasie Atonitul, care adăpostește icoana Maicii Domnului Potirul Nesecat. Frumoasa mănăstire de călugări este o ctitorie nouă. A fost înființată în anul 1999 de câțiva monahi în frunte cu arhimandritul Ignatie. Arhitectura, atmosfera tihnită, aerul înmiresmat, icoanele, litografiile, obiectele vechi evocă universul atonit. La etaj se află un mic paraclis, consacrat Maicii Domnului, stăpâna și ocrotitoare așezământului. Este o bijuterie artistică, adevărată bucurie pentru ochi și suflet. Juvaierul acestui loc este însă icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Bucuria celor Necăjiți. Închisă într-o ferecătură lucrată cu maestrie, icoana este acoperită de ofrandele bogate, lăsate de credincioși ca semn al prețuirii de care se bucură. De multe ori această icoană este purtată în pelerinaj nu doar prin așezările din împrejurim, ci și în locuri îndepărtate, pretutindeni fiind primită cu mare bucurie și cinstire. Mulți sunt cei care, îndurerați, necăjiți și singuri, au cerut mila și ajutorul Născătoarei de Dumnezeu, iar ea le-a dat ascultare. Mișlocirea ei neîncetată și dragostea fără limite vindecă bolile și pune capăt necazurilor, transformă întristarea în bucurie. Câteva praznice mari au loc în mănăstire. Sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria, Bucuria celor Necăjiți, se desfășoară în Duminica Mironosițelor și a purtătorilor de mir cu o priveghere în ajun. Pe 18 mai este cinstită Sfânta Icoana Maicii Domnului Potirul Nesecat, iar pe 5 iulie este sărbătorit Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul, căruia îi este închinată biserica din curte. Sfântul Atanasie a dat o nouă organizare monahismului atonit, prin impunerea unor rânduieli riguroase cuprinse în așa numitul canonicon, adică statut sau pravilă. Aceste reguli s-au dovedit necesare și folositoare vieții călugărești din Sfântul Munte.
Între altele, ele stabileau introducerea vieții de obște și îngrădirea până la desființare a vieții de sine, aspra observarea votului sărăciei, interzicerea oricărei deosebiri între călugării greci și cei latini sau de altă limbă, supunerea tuturor monahilor unui stareț suprem, protos, interzicerea accesului pe teritoriul atosului a oricărei vietăți de parte femeiască, organizarea comunității monahale atonite ca independentă față de orice autoritate bisericească sau laică. Pravila Sfântului Atanasie s-a păstrat cu unele modificări până în zilele noastre. Așezământul monahal urmează rânduielile atonite. Fiind și casa de oaspeți, este deschis tuturor pelerinilor și credincioșilor, dar aceștia trebuie să-și anunțe sosirea. Vestimentația decentă și comportamentul adecvat sunt obligatorii. Slujbele și rugăciunile se fac zilnic, la fel și spovedanile, însă și ele trebuie programate. Toți cei care trec pragul casei, oricât de puțin ar zăbovi, sunt primiți cu brațele deschise, ascultați și cercetați despre nevoile lor. Sunt omeniți așa cum se cuvine, chiar dacă e vorba doar de un pahar cu apă rece și ceva dulce. La vremea prânzului, toată lumea este poftită la masă. Atunci când oaspeții sunt numeroși, mâncarea este preparată de către femeile din asociațiile parohiale. Ca și la Athos, meniul nu include carne. În mare parte, sunt alimente de post. Deși pare modest, este gustos și hrănitor. Puținii călugări se gospodăresc singuri și doar ceea ce nu se poate produce în mănăstire se cumpără din oraș. Ospeția și grija față de aproapele, atmosfera caldă și netulburată, blândețea și modestia călugărilor, vorbele înțelepte, sfaturile bune și rugăciunile de folos dau celor care vin în casa Maicii Domnului de la Paleohori sentimentul că sunt acasă, în liniștea și în siguranța propriului cămin. Grădina Maicii Domnului este mare și florile ei multe și frumoase. Pentru cei care nu pot urca pe Sfântul Munte Athos, care nu pot să treacă pragul mănăstirilor, să se închine la sfintele icoane, să sărute moaștele sfinților, peregrinarea prin locașurile consacrate Sfintei Născătoare de Dumnezeu din Halkidiki și întâlnirea cu preoții și monahii de aici oferă bucurie mare și împlinire sufletească.